Ne-am întors, dragii prieteni, Metropola TV. Rămânem în continuare și pe Sport Total FM. Alte aproape două ore împreună cu Daniel Nazare. După plecarea lui Patrick Benga, am fost de acord cu toții că a fost o discuție agreabilă cu cel care este managerul sportiv al Metalului Buzău. Nu, Daniel? Așa a fost. Da. O discuție agreabilă cu Patrick Benga. Despre un club cu anumite principii la care țin și, iată, au făcut niște pași importanți. Eu cred că va fi o echipă care va mai spune câteva lucruri, mai ales după victoria asta la Hunedoara. Cine le dă de au crescut pretențiile acum? Nu, dar e o echipă care ușor-ușor s-a așezat și care scoate rezultate din ce în ce mai bune. Da, și ce partide agreabile în continuare. Mai întâi în campionat vine Metalul Globus București, o echipă care deja are pretenții, de ce nu justificate, de play-off și mai apoi în cupă vizita Craiovei. Daniele, după ce ai bătut un Cluj, liderul, partida contra Craiovei, nu? Îți oferă șanse. Cupa României e o șansă foarte bună pentru echipele mici. Aici se încadrează și Metalul Buzău, pentru că joci împotriva unor adversari foarte buni, da? Toți sunt mai buni ca tine, că asta e situația. Eșalon superior. Câștigi și niște bani, vine și lume, ești în prim plan, te dă poate lumea vreun jucător, da, poate bine. Un jucător, nu știu, joci cu Dinamo, dăm un exemplu, și joacă un fotbalist bine, îl văd alții, că meciul e la televizor. Sau... Adică sunt foarte multe oportunități și e vorba și de notorietate, pentru că de-aia l-am întrebat de Metalul. Că eu mai știam că mai sta Metalul Reșița, care a fost, da, până acum și acum, ani. Uite, apropo de asta, echipa, da, se numește ACSM Reșița, da, dar suporterii acestei echipe, prezenți în număr mare, Metalul. A mai fost Metalul Mija, Metalul București, Metalul Plopeni. Metalul Plopeni, așa, adică au mai fost mai multe echipe, dar cred că este singura care și-a păstrat numele și astăzi. Uite, da, poate da, contrazice cineva dintre ascultători sau radioascultători. Da, așa este. Metalul Buzău, iată ce nume frumos totuși și prezent de atât de mulți ani. Partida contra Craiovei, aici este oarecum, să spunem, diferența. Cei de la Cluj au pierdut pe sintetic. Meciul cu Craiova se va juca pe Arena Centrală din Crâng, fiind în nocturnă, nu pe iarbă, dar va fi un spectacol agreabil, nu? Da. La Buzău. Să vedem dacă fanii Gloriei Buzău, că bănuiesc că sunt alții decât de la Metalul, vor susține Metalul acum, că e un meci împotriva oltenilor, nu? Dom'le, e bine că nu e Steaua, nu e Rapid sau Dinamo, cum zicea Patrick Benga. Dacă e Craiova, lumea din Buzău se raliază și va susține Metalul în această încercare de a obține puncte și bani în Cupa României, că fiecare ban, mai ales la o echipă care nu are un buget așa convingător, dar ce e important, Daniel, când vorbim de stabilitate la acest nivel competițional. Da, este important. Gândește-te ce ar fi însemnat să avem 22 de echipe. Unele sunt, sigur, stabile financiar, dar să fie ca Metalul Buzău. Să ai teren, să ai copii și juniori, să ai entuziasmul ăsta că au venit din Liga 3-a și se întâmplă această longevitate. Da? Uite ce s-a întâmplat cu Turnul Mugurele, uite ce se întâmplă cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Ai ceva vești de la Târgu Jiu? Am vorbit, l-am găsit pe președintele celor de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Călin Vladimirescu. Îl știam de altfel, dar e foarte greu să răspundă la telefon. E bine, elegant sau nu, am stabilit să ne auzim astăzi pentru dumneavoastră, cei care țeapă, ne urmăriți. Însă a avut așa abilitatea de a-mi spune: Ionel, eu plec ieri, vineri, plec undeva la munte, ceva de genul ăsta, și nu știu dacă am semnal. Dar eu suna când acum, nu? Bănuiesc că l-am sunat împreună cu producătorul nostru, nu răspunde. Poate că vede apelul, poate că se deplasează într-o altă zonă, pentru că și dumnealui îmi spunea ieri, elegant sau nu, că vrea să lămurească niște chestii, știi? Se tot scrie de echipă, mai nou se pare că jucătorii nu se mai antrenează din nou. Iar partida care urmează cu Unirea Ungheni pare să fie pusă sub semnul întrebării. Dacă nu se prezintă Viitorul Pandurii Târgu Jiu, echipa va fi exclusă. Am căutat și eu pe rețelele sociale să vedem ce găsim despre domnul Sarcină. Da? Și am văzut un clip cu el oprit de un echipaj de poliție, da, care l-a legitimat și a dat o amendă și atât. Era, spunea acolo, patronul... Deci foarte discret. Da, patronul. E un băiat tânăr, eu am crezut că e mai în vârstă. Da, da, da. Dar e destul de... Nu foarte înalt. Da. Era cu mașina, i-au cerut, nu știu ce, discuta cu poliția. Dar așa nu l-am văzut și o să intre și el în direct să povestească. Ce, e unul din cei mai discreți finanțatori din fotbalul nostru. Această familie, Vladimirescu, se ocupă practic de echipă. Lucia Vladimirescu, care a fost o perioadă, da, președinte, și soțul dumneavoastră, Căin Vladimirescu, cel care este acum președintele echipei din Probabil că nu are ce să ne spună că nu se prezintă la meci. Nu, dorea să facă niște clarificări, sau cel puțin așa mi-a spus. L-am sunat și eu și Marian, din păcate nu răspunde, dar cred că sunt sigur că luni îl găsesc din nou până la emisiunea noastră următoare de sâmbătă viitoare. Cine știe ce se mai întâmplă? Pentru că noi vroiam să venim în întâmpinarea echipelor de Liga 2, aflând direct de la sursă, nu de la Călin Vladimirescu, ce se întâmplă cu această echipă. Informațiile vin așa ciuntite, se pare că echipa nu se mai pregătește din nou după câteva zile în care jucătorii reveniseră la sentimente mai bune, au avut niște promisiuni că salariile, nu știu exact câte sunt,
vor ajunge aproape de normalitate, însă dacă nu putem să lămurim problema asta, rămânem prieteni și noi în suspensie. N-avem ce să facem. Da, e păcat pentru ce se întâmplă, mai ales că acum s-a mărit și numărul echipelor, da? De la 20 la 22, poate nu le mai mărei și lăsai 20, dar măcar terminau campionatul. Vedem acum și care este poziția Federației Române de Fotbal. Sigur că ei vor să ajute exact, să se termine. Exact, competiția să rămână intactă. Acum să și vedem care e poziția clubului. Adică, domne, noi renunțăm de ce? N-avem rezultate, am considerat că nu mai vrem să susținem echipa asta. Adică mi se pare foarte corect să anunți înainte sau la final, dacă nu mai continui, da? Cum a fost Ripensia Timișoara, că ai dat un exemplu data trecută. Ripensia a mers până la final, zis, domne, nu mai vrem sau nu mai putem. Da, sunt dar nu în timpul diferite competiției, adică exact cum noi jucăm acum un șac și după trei mutari eu plec, mă duc acasă. Da, este domnul Sarcină este cel care răspunde acolo de această sarcină a echipei de acolo. Spuneam puțin mai devreme și de această situație că la Târgu Jiu s-a făcut o echipă locală care are fotbaliști cunoscuți care au jucat și pe la Liga a doua. Evoluează cu 4.000 de suporteri în tribună. Cum la se numește? CSM Târgu Jiu. Și Liga a treia. Liga a patra. A patra. Evoluează doar în nocturnă pe arena din Târgu Jiu. Cred că și aici a fost o deci este a primăriei asta. A primăriei, da. Au luat-o de la zero, practic. În Viitorul Pandurii, când juca în Liga 2, aduna 50 de spectatori. Nu, dar poate domnul Sarcină s-a supărat că pe ei ajută și pe el nu-l ajută nimeni. Acum nici nu știu dacă a cerut ajutorul sau nu. Sunt multe chestii complicate. Oricum, din păcate CSM aici. Târgu Jiu și Viitorul Pandurii Târgu Jiu nu au nicio legătură cu Pandurii. Da, da, da. Da. Adică și de acolo au încercat fotbalistic să refac acest proiect, adică să aducă încet, dar sigur, echipa asta cred că va promova, pentru că are fotbaliști care au evoluat în Liga 2. I-au adus acasă pe mulți dintre oamenii importanți celor de la Pandurii pe vremuri, în urmă cu 2-3 ani. Poți să ne dai câteva exemple? Bine, bine, situații, știu eu, financiar, pentru care un buget bun, da? Convingător, bate cu 10-0, 11-0, 7-0, deci în campionat nu are nicio emoție. Rămâne de văzut la meciurile de baraj, dar cred că și acolo se vor descurca, pentru că în iarna acestui an vor mai aduce 2-3 jucători de calitate care pot împinge această echipă la nivel de Liga 3. Însă noi vom fi în contact, prieteni, pentru că astăzi sunt foarte multe meciuri amicale. Metalul Buzău a jucat ieri cu Steaua. Sunt multe jocuri astăzi. Îi spuneam de FC Buzău, care întâlnește pe CSA Fumați. FC Voluntari este într-o dispută cu Rapidul. Vom discuta după ora 13 cu Claudiu Niculescu. Metalul Globus evoluează la Săftica cu Dinamo. Însă toate aceste meciuri, Daniel, în afară de cel de la Buzău, sunt cu porțile închise. De ce oare? Da, nu înțeleg secretomania asta, că altă explicație nu există, nu? Secretomanie să nu ne afle tactica, nu? Păi tactica, dar multe echipe, au jucători la echipele naționale, evoluează cu garitorile secunde sau cine a mai rămas? Păi nu, te uiți la Marius și Mudică, de exemplu, la Rapid sunt foarte mulți jucători plecați. La mai toate loturile. Nu, ce nu a rămas? Tu poți să-ți explici că eu nu pot să-mi explic. Da, iată, avem aici imagini. Ai vreo explicație? De la Ceahlăul, Piatra Neamț. Da, avem, iată, o primă legătură telefonică, prieten, că nu am recepționat eu foarte bine. Este alături de noi președintele echipei CSC Șelimbăr, 1599, Cornel Stănilă. Bună ziua, domnule președinte! Vă salut, bună ziua! Nu ne-am auzit de ceva vreme, v-am lăsat acolo să clarificați lucrurile. Cum merge treaba, domnule Stănilă, în acest moment, la gruparea frumoasă de altfel pe care o conduceți? Lucrurile merg mai puțin bine decât ne-am dorit și ne-am fi așteptat. Am avut un început greu de campionat. Jocul echipei este unul în regulă, lipsesc rezultatele. Dar conducerea are răbdare, pentru că nu antrenorul Constantin Schumacher a plecat la drum, domnule Stănilă, cu un lot serios remaniat, ori este nevoie în continuare, nu de răbdare, pentru a aduce rezultatele dorite. Bineînțeles, nu? Sunt 22 de jucători noi la momentul de față la Șelimbăr, majoritatea sunt jucători under, sunt jucători media de vârstă undeva la 20 de ani, sunt jucători pe care am adus pe anumite criterii, sunt jucători pe care am adus definitiv, n-am luat niciun jucător împrumut. Ne dorim să creștem acești băieți și să facem o echipă cât mai bună pentru anul care urmează, fiindcă am anunțat în mod clar că pentru Șelimbăr anul acesta va fi unul de tranziție, pe un buget mult diminuat, cu mulți jucători noi tineri. Mă bucur mult că dintre ei doi jucători avem deja confirmă și au fost convocați la loturile naționale. Daniel Olariu la Under 20 și Tudor Butucel la Under 21 la Naționala Moldovei. Așa că premizele
adică selecția, din punctul meu de vedere, a fost una bună. Sper ca ei încet, încet să aibă mai multă încredere în ei. Sper să aibă încredere în ceea ce le cere antrenorul. Și o să apară și rezultatele, sunt convins de acest lucru. Da, păi v-ați obișnuit, domnule Stănilă, după livrarea aceea la Dinamo. Apropo, Dinamo s-a achitat de pretenții cu Roșca sau au început să vină banii? Da. Sunt anumite termene de plată în acordul cu Roșca. Dinamo, bineînțeles, l-a achitat la timp prima tranșă. Urmează și celelalte. Da, nu ascund faptul că ne dorim ca și în acest an să vindem 2-3 jucători. Dar asta depinde foarte mult de evoluțiile lor și totodată și de evoluțiile echipei. Anul trecut, când eram pe locul întâi în iarnă, credeți-mă, n-aveam nicio ofertă. Anul ăsta, în momentul de față, avem foarte mulți jucători tineri, poate și jocul echipei, v-am spus, mai puțin rezultatele. Chiar și în acest moment am două oferte clare pentru doi jucători. La nivel de Liga 1? La nivel de afară. Serios? Deci iată că se lucrează bine, chiar dacă vorbim de jucători tineri, na, atrage în continuare și limbărul. Până acum era o altă politică, domnule Stănilă. Aduceați dumneavoastră jucători de afară, care erau într-un moment așa de cumpăr al carierei, acum începe să vindeți în afara țării. Interesant. Da, v-am spus, a fost o strategie bazată în primul rând pe buget. Ca să ai, având un buget mult diminuat, am adus foarte, foarte mulți jucători tineri. Daniel Oariu, l-am adus de la Puri Timișoara, nu din Liga 3-a, în momentul de față este convocat la Lotul Național, prima convocare. Tudor Putucel, adus de la Dacia Buicani din Moldova, este la Lotul Național Under-21 al Moldovei. L-avem pe Casian Soare, l-avem pe Raul German, care are o creștere foarte mare, jucător adus de la Liga 3-a de la Baia Mare. Sunt mulți jucători veniți de la copii și juniori. Rareș Măluțan, adus de la Universitatea Craiova, portarul. Sunt mulți jucători foarte tineri. Jocul echipei este unul care ne duce. Dacă v-ați urmărit cu afumația, am avut 7 ocazii clare de gol. Cu voluntari am avut 4 singuri cu portarul. Cu Corvinu am avut 5 ocazii clare de gol și am tras din minutul 50 de timp. Corvinu 1-0. Am pierdut meciul la limită. La Piatra Neamț am condus 2-1. Adică totuși, suntem acolo, domnule Stănilă. Suntem acolo, în fața porții, dar lipsește suntem claritatea acolo. Și experiența, clară. Ne lipsește experiența. Experiența o dobândești doar prin meciuri. Așa este, iar acești copii când vor crește, cu siguranță... Încrederea va veni ca urmare a rezultatelor bune. Mă și gândeam, domnule Stănilă, zic, băi, stai să vezi acum, s-au certat cei de la Sibiu acolo, domnul Băcila anunța că se retrage de la echipă și zic, stai să vezi că dă domnul Stănilă o lovitură acum și la trage la Schellenberger și situația financiară se va rezolva dintr-o mișcare așa. Nu. Sibiu și domnul Băcile au drumul lor, noi avem drumul nostru. Am înțeles așa, scurt așa. Ce a făcut echipa în această pauză, domnule Stănilă? Pe lângă antrenamente, vreun meci amical? În această pauză ne-am pregătit, zic eu, foarte bine. Zile chiar și cu două antrenamente. Duminică urmează să jucăm, apropo de Hermannstadt, duminică jucăm cu Hermannstadt pe stadionul municipal. După care urmează să intrăm în săptămâna pregătirii meciului cu Aro Câmpul Lung. Un meci, știți și dumneavoastră, undeva la care pe care. Să vedem sâmbătă. Ambele echipe suntem într-o foame mare de puncte. Va fi un meci foarte greu. Sper să-l câștigăm noi. Păi a spus domnule Stănilă, echipa adversă care nici nu are foarte, foarte multe puncte, încearcă și astfel de lovituri. Pe fondul unor jucători tineri vine Gabi Torje. Să vedem vreo surpriză de genul ăsta și la Schellenberger. Tinerețea este cuvântul de ordine. Dar Nu o să vedeți. Nu o să vedem, foarte clar, nu se schimbă nimic. Nu o să vedeți. V-am spus, media este de 20, chiar sub 20 de ani. Mi-am asumat acest lucru de când am făcut strategia în vara asta. Mi-am asumat și jucătorii pe care i-am adus. Mi-am asumat și rezultatele care sunt în momentul de față, dar sunt convins că dacă vom începe să avem rezultate, o să urcăm și noi încet, încet. Cum vi se par cele 9 etape față de sezonul trecut? S-a schimbat ceva? Mă refer la nivelul campionatului. Da, fiecare an Liga 2 are altă particularitate. Din punctul meu de vedere, sunt în al patrulea an cum a fost Schellenberger la Liga 2. Din punctul meu de vedere, fiecare an a fost diferit. Un campionat care
pare dezechilibrat puțin în partea de sus și în partea de jos, dar în rest sunt 19-20 de echipe care se luptă de la egal la egal, din punctul meu de vedere. Da, o competiție generală echilibrată rămâne această situație, domnule Stănilă, cu viitorul Pandurii Târgu Jiu. Am încercat să luăm legătura acolo, deși aveam niște garanții cu președintele acestei grupări. N-am reușit până la urmă, așadar mâine amicalul de gală, ca întotdeauna cu cei de la Hermannstadt, unde, iată, domnule Stănilă, nu mai este liniștea de altă dată, dar pe dumneavoastră, clar, vă interesează doar Schellenberger și așteptăm deja cu interes să vedem încotro vor pleca și când cei doi tineri jucători ai grupării dumneavoastră. Da, am spus, sunt doi jucători care au ofertă concretă, dar mai sunt discuții cu încă doi. Adică, când se vor semna actele, atunci vom putea spune clar. Păi și dar ce face? Față... Da, discuții, da. Vin banii, pierdem jucătorii, mergem mai departe, vin alții, nu? Și Schellenberger, anul ăsta v-am spus, este un an de tranziție, trebuie să se și autofinanțeze, trebuie să și crească, de asta avem 28 de jucători în lot. Avem 8 jucători din propria academie, copii foarte buni, ne-am mai adus 2 jucători, iarăși cu potențial foarte mare, Pașcalău și Bădău, adus de la Salernitana, de la Primavera. Deci să lucrează bine, domnule Stănilă, să lucrează bine. Răbdare există, un antrenor care știe ce are de făcut Constantin Schumacher, așadar așteptările sunt justificate la echipa dumneavoastră. Noi vă mulțumim că nu ne-am auzit de ceva vreme, am lăsat așa să se clarifice mai bine lucrurile. Din toate punctele de vedere, ca să venim cu noutăți. Iată, CSC Schellenberger are ofertă clară pentru doi jucători din străinătate. Urmărim atent subiectul. Mulțumim acum, domnule Stănilă, și toate cele bune. Emisiune plăcută, vorbesc mai bine. Mulțumim foarte mult. Iată, Daniele, că mai și vindem jucători. Da. Cred că sunt cei doi care sunt la echipa națională, că nu văd altfel, nu? E normal să fie așa și e normal ca și echipele de Liga a doua să vândă jucători. Da, mai ales când ai bugetul ăsta atât de restrâns în momentul ăsta. Gândește-te că Schellenberger a mers foarte bine anul trecut. Acum, după ce a plecat Claudiu Niculescu, sunt niște probleme. Încercă să 20 de jucători noi. Da. Aduși în această vară. Alt antrenor, alt staff. E complicat. Doar președinte a rămas. Da, e complicat, dar e o echipă care, iată, și Schellenberger era tot un fel de Dumbrăvița, Metalul Buzău. Da, dar uite, are 4 sezoane de Liga. Dar are 4 sezoane de Liga. Au fost, s-au stabilizat cumva. Da, într-un fel, că din păcate cei de la Schellenberger încă nu evoluează pe stadionul lor. Da, asta Bala Râmnicu Vâlcea, Bala Cisnădie, unde sunt condiții adevărat bune. În primul rând, gazonul este important. Dar mai durează. Au mai jucat și pe Municipalul Sibian, un stadion care este foarte, foarte solicitat. Mai durează, nici n-am mai întrebat, că nici nu știu ce mai răspundea cu Ornel Stăgirea de stadion. Știi ideea? Când vezi pe Ungheni, pe Dumbrăvița, Metalul Buzău chiar, Schellenberger, și te uiți că avem în țara asta orașe precum Timișoara, Oradea, Bacău, Suceava. Eram să zic și Focșan, dar a intrat Focșan. La Focșan trebuie să mergem, da, să-l căutăm pe Sorin Cruceagă. Dar ei au intrat acum, adică pot să dau. Sunt mulți acolo. Ani, mulți ani n-au avut nici echipă de Liga a doua, dacă ți-aduce aminte. Da, da, după o perioadă destul de lungă a revenit Focșan. Și ți-am dat exemplu de 5 orașe foarte mari, nu mai zic. Turnul Severin, Brașov, am uitat, scuză-mă, da? Adică sunt 7 orașe foarte importante care n-au echipă. În schimb, e Ungheni, e Afumați. Bravo lor! Da, e foarte bine că e meritul sportiv, dar mie mi-ar fi rușine eu dacă aș fi în Brașov sau în Timișoara cu situația asta, dacă aș fi un om de sport de acolo. Păi mai nou se vorbește de stadioane noi care se vor construi și la Brașov și la Timișoara. Și dacă și... o stadioane ce o să aibă? Păi echipe? Nu, cei de acolo se leagă de asta. Dom'le, stai așa că facem stadionul și că... revenim și fotbalistic. La Schellenberger și la Metalul Buzău nu sunt stadioane noi. Păi nu sunt. La Schellenberger... la Ungheni. Se face stadionul la Schellenberger, se lucrează de foarte mulți ani, ca și la Alexandria. De altfel, avem pe cineva la radio care special mă ascultă cel puțin pe mine, care mă întreabă mereu de stadionul din Alexandria, știți? Zic, domnule, uite, îți promit, la meciul și următor... Că se lucrează, am vorbit eu cu cineva. Păi ieri. Se lucrează de 4 ani, știi? Asta e ideea. Și omul zice... acum se lucrează mai mult și înțeleg că a venit Sorin Paraschiv cu Vali păi Badea. Da, asta îi spuneam acelui ascultător, domnule, uite, la partida următoare pe care o joacă Petrolul 2 în campionat, băiatul lui Sorin Paraschiv, David, care are calitate fotbalistică foarte bună, este în lotul Petrolului, dar joacă la echipa secundă, zic că îl întreb pe Sorin, că el vine mereu să-l vadă pe băiatul lui. Și îmi spunea, zice, uite-te, Ionel, ești tu la fiul meu, eu sunt principalul critic, fotbal știe foarte, foarte mult, dacă va pune 3 kg pe el, masă musculară, va ajunge un fotbalist de top, să așteptăm, nu, pe David Paraschiv, din acest punct de vedere, și o să-l întreb săptămâna viitoare când ne vom vedea. Înțeleg că CSM Alexandria e pe primul loc în serie. Și bate tot, dar are o campanie de achiziții excelentă pentru nivelul ăsta.
de Liga 3. Și Odorabă în continuare antrenor, team manager, Vali Badea și Sorin Paraschiv. Vali Badea nu știu ce e, dar Sorin Paraschiv e team manager. E gerantul principal al proiectului, iar Sorin Paraschiv este și el acolo, alături de Ștefan. Merge foarte bine, au bătut și ieri în deplasare. Din ce am înțeles, Young Steaua Alexandria, clubul privat al lui Vali Badea, a dat jucătorii la CSM, iar acum CSM Alexandria se antrenează inclusiv pe terenurile celor de la Young. Și evoluează în campionat la Buzescu, într-o comună, cei de la Alexandria. Au terenuri acolo. Da, dar nu știu. Și încă o comună, sunt două comune, nu mai știu. Ei evoluează în mod oficial la Buzescu. Țigănești și Buzescu. Țigănești. Da. Dar știi că vorbeam noi aici, de exemplu, la Liga 4, la Telorman, acolo, CSL Nanov. Echipa care are toate ingredientele să promoveze este pregătită de Ovidiu Herea. CS Nanov? Da. CS, clubul sportiv local, CSL Nanov. Ovidiu Herea. De localitate, nu? Da, așa. Ovidiu Herea, printre jucători, este Alin Buleică, Sorin Bușu. Bun. Adică, da, nume importante acolo, domină întrecerea, apropo de această Liga 4, Liga 4 din Telorman. Ovidiu Herea nu mai joacă, din câte am înțeles. Este doar antrenor. Noi suntem prieteni în așteptarea unei alte legături telefonice, pentru că, iată, este această pauză folosită bine de echipele de Liga 2. De săptămâna viitoare, mai precis de joi, se reia întrecerea, pentru că acum este echipa națională în prim plan. Primul meci este Steaua Concordia Chiajna și pe la Chiajna încercăm să ajungem pentru a-l găsi pe președintele Cristi Tănase. Deocamdată însă mergem pe la Mioveni, prieteni, și avem plăcerea de a-l asculta din nou pe Alin Chița, antrenorul formației argeșene. Te salutăm, Alin, bună ziua! Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și invitații dumneavoastră. Alin, pauză nu prea comodă, să recunoaștem pentru echipa pe care o pregătești, dar muncim, nu? Să scoatem gruparea din impas. Normal. Dar întâmpinăm niște probleme, sperăm ca să scăpăm cât mai repede de ele și de luni să începem pregătirea corespunzătoare pentru meciul cu Dumbrăvița. Anumite probleme, ce se poate spune, Alin Chița? Anumite probleme legate de teren, de jucători, de situația financiară, de antrenor? De situația financiară, pentru că avem niște întârzieri și, cum am spus mai devreme, cred că cel mai bine ar fi ca persoanele din cadrul clubului autorizate, președinte, vicepreședinte, să găsească cât mai repede soluții pentru a putea să ne desfășurăm activitatea corespunzător. Să înțeleg, Alin Chița, că în aceste zile jucătorii nu s-au pregătit, eu știu, că pare plauzibil, nu? Din ceea ce ne spui, din păcate, nu? Da, din păcate nu am reușit să ne pregătim corespunzător în pauza asta competițională, dar, cum am spus, sper ca de luni încolo toți jucătorii să fie în plenitudinea forțelor și să intre în programul echipei, pentru că ne așteaptă un meci foarte greu la Dumbrăvița și cred că doar împreună cu staful administrativ, cu autoritățile locale, putem să găsim cea mai bună soluție ca echipa să aibă continuitate la Liga 2. Da, oricum, Alin Chița, când ai plecat la Mioveni, ai avut niște garanții clare din partea celor care conduc echipa. Știai că sunt destule probleme, însă ele probabil că s-au acutizat, nu? Și te-au luat și pe tine și pe jucători prin surprindere. Nu este deloc mediul la care visai, nu? Acum, la revenirea ca antrenor principal la Liga 2. Da, nimeni nu poate să-ți garanteze nimic. Da, e adevărat că știam cu ce probleme se confruntă echipa de anii anteriori, din anii anteriori, dar nu credeam că va fi așa de greu. Din păcate, întâmpinăm dificultăți și sper, împreună cu jucătorii, ca autoritățile să găsească soluții, pentru că e păcat ca să nu putem să ne continuăm activitatea. Pentru că băieții în multe momente au dat dovadă de calitate și cred că au reușit să facem față cu brio și să aducem puncte pentru echipă. Dar este foarte greu să găsești resurse și motivația necesară în condițiile în care nu ești plătit. Da, mare păcat, nu, Alin Chița, că ați plecat la un drum atât de frumos. Noi discutam cu președintele Claudiu Coșocaru, care ne spunea mereu, Ionel, noi renaștem în fiecare vară, așa s-a întâmplat și acum, dar probabil că aceste probleme sunt mult mai delicate și îmi pare nespus de rău, Alin Chița, pentru că, iată, un antrenor cu nume, așa cum ești, cu o experiență bogată în spate, se confruntă fotbalistii cu aceste probleme, da, care nu depind, din păcate, de antrenor sau de jucător.
Normal că depinde. Noi încercăm să găsim putere noi, putere în jucători, să avem continuitate. Dar în multe momente te lovești de pragul ăsta financiar, pentru că nu poți să vii în fiecare zi la antrenament și să nu te gândești la faptul că ai restanțe la salariu. Eu știu, acasă ai destule probleme și atunci toate lucrurile astea se văd în ceea ce transmit în cadrul antrenamentului, se văd în ceea ce transmit la joc și cu ușor, ușor se acumulează foarte multe, iar la un moment există prebunări, există frustrări și e destul de greu de gestionat situația asta, pentru că aici nu mai ești antrenor, ești mai mult psiholog în cadrul echipei ca să încerci să motivezi jucătorii să treacă peste bariera asta și să-și găsească cele mai bune resurse pentru a le arăta interes. Da, realist vorbind, Alin Chiță, dacă ne poți spune sincer, acum cu sinceritate, te gândești în vreun moment acum să renunți? Nu. Deci mergem înainte, nu. Este o dovadă de bărbăție, de tărie din partea antrenorului, e o garanție și pentru jucători, nu? Rămân rata acolo că poate problemele, poate, ce cuvânt așa imprevizibil, poate, se vor rezolva. Eu sunt convins că oamenii care se ocupă de destinele echipei, oamenii care se ocupă de destinele orașului, vor găsi soluții pentru ca echipa să meargă mai departe. Și eu, ca om, sunt un tip luptător, așa am fost și când am jucat fotbal, așa sunt și ca antrenor. Și eu cred că împreună cu jucătorii, împreună cu cei care se află în conducere, putem să găsim motivația aia pentru a continua. Și putem să găsim cele mai bune soluții, pentru că echipa asta are o tradiție la nivelul Ligii 1, are o tradiție la nivelul Ligii a doua și ar fi păcat ca să dispară. Da, mai pun și eu puțină sare pe rana Alin Chiță, fără să te superi pe mine. Ce bine era în staful lui Adrian Mutu. Echipe cu pretenții, echipe cu condiții, echipe cu banii la zi. Iată cum te duce viața asta, din păcate, nu? Temerar, de altfel, și la grupări unde incertitudinea este la ea acasă. Asta e. Viața merge înainte și tot timpul te confrunți cu lucruri pe care nu le anticipezi. Asta e, mergem înainte și încercăm să luăm ceea ce e bun, să eliminăm ceea ce e rău și să mergem înainte către următorul joc. Cu siguranță te vom vedea pe banca echipei din Mioveni în partida de la Dumbrăvița, Alin Chiță. Noi mulțumim foarte mult pentru intervenția aici la Metropola TV și Sport Total FM și așteptăm lucruri mai bune dinspre Mioveni. O după amiază bună, la revedere! La revedere, mulțumesc și eu! Iată, Daniel, că noi vorbeam de viitorul Bandului Târgu Jiu, problemele încep să apară, din păcate, prietenii, iată și aceste miovenii. Deși nu ne-a spus foarte clar, Alin Chiță, este clar că echipa nu s-a pregătit în aceste zile. Una din informațiile care, iată, nu a avut meci amical ieri sau astăzi. Jucătorii înțeleg că ar urma să revină la pregătiri luni. E o situație delicată și la Mioveni. Deci sunt mai multe zile și ca la Moldărășanu, la Hermannstein, nu? Care le-a dat 4 zile, aici au luat vreo săptămână, dacă stăm să... Da, sunt situații, e foarte greu să-i motivezi pe jucători, mai ales la nivelul ăsta. Hai să zici, când e vorba de prima ligă, sunt salarii de 5.000-7.000 de euro, nu e o lună, și oricum, nu e îți dau bani la prima ligă. Și îți dau bani, știi, adică este o garanție că vin banii. La Liga a doua, din păcate, lucrurile nu sunt chiar așa și e greu să-l convingi pe jucător că o să vină săptămâna viitoare banii când el... Nu are, poate, nicio posibilitate. Da, și păcat că la Mioveni chiar s-a creat din nou o echipă frumoasă. Iată, Alin Chiță renunță. Bine, n-are Adrian Mutu angajament acum. Renunță la acest confort, nu, pe care bine l-am punctat eu, să fii în staful Neftchibacu, CFR, Rapid, unde ai tot ce vrei, nu? Să faci performanță, câtă vreme ești acolo. Vii aici, unde reieși tot drumul de antrenor principal și te confrunți doar cu probleme. Nu e salariu, nu e autocarul, nu e apă caldă. Pe de altă parte, nici Mutu n-are echipa. Păi da, nici Adrian Mutu n-are echipa. Adică n-a pierdut nimic, măcar și-a făcut revenirea, să de zice. Treabă, ca să spunem așa. Să stai acasă, e acolo din județ, trage alături de echipă. La Mioveni au mai fost momente grele și au mai revenit. Probabil că și acum își vor reveni. Adică mie mi se pare că e mai grav ce se întâmplă la Târgu Jiu și chiar la Târgoviște decât ce este la Mioveni. Da, echipa revine în campionat sâmbata viitoare la Dumbrăvița, evident, aici la Metropola TV, în transmisiune directă, vom avea acolo comentariu și imagine, însă până atunci să revină jucătorii la antrenamente, pentru că este o problemă delicată și la Mioveni. Alin Chiță nu pleacă, acesta este cuvântul, cel puțin astăzi, rămâne acolo pentru că are anumite garanții
care ar fi ele. E și perioada asta, Daniel, în care noi primarii își preiau posturile. Acum, da, până la finele lunii, se schimbă. Da. Se predă ștafeta asta. Și unde s-a schimbat? Unde se schimbă? Și se schimbă. Și probabil că lucrurile, unde situația nu este în acest moment... Dar la Mioveni tot la fel e schimbată. Da, e alt primar acum care va prelua funcția și probabil că speranțele, nu, se leagă și din acest punct de vedere. Da. În unele părți, cum este și la Mioveni. Da, păcat. Cred că acolo sportul a fost susținut bine și putea merge înainte. Da, noi mergem acum la Focșan, prieten, și avem plăcerea de a-l saluta în postura de antrenor al echipei CSM Focșan, pe Sorin Colceagă. Te salutăm, bună ziua! Bună ziua, vă salut și eu! Ne bucurăm că suntem în legătură directă cu tine, Sorin. Ai câteva zile bune de când ai preluat echipa, într-o situație delicată, dar antrenorul trebuie să rezolve mai toate problemele. Care sunt primele premize, Sorin Colceag, la CSM Focșan? Primele premise sunt exact cele pe care le-ați descris mai devreme. Situația este dificilă, dar căutăm toate soluțiile ca să scoatem echipa din această situație. Știm că lucrurile sunt grele, sunt dificile. A fost tranziția de la Liga 3 la Liga 2 care a creat o parte din probleme. Din păcate a fost o serie de rezultate nefavorabile, să zic, în ciuda unui joc destul de bun, dar până la urmă sunt rezultatele care contează, iar rolul meu principal acum este exact asta, să încerc să readuc rezultate pozitive echipei ca să putem să ieșim din zona în care suntem. Da, Sorin, așteptările sunt normale, dar vine Sorin Colceag, un antrenor cu experiență, evident, în plin campionat, cu lotul făcut de altcineva, cu pregătirea făcută de altcineva, trebuie să reglezi din mers și cred eu, nu, că acest lucru se poate realiza și pe fondul unor rezultate. Dacă nu sunt rezultate, e mai greu, nu, ca noul antrenor să-și pună filozofia într-un mediu nu prielnic așa, dacă nu sunt și puncte. Absolut, absolut normal, pentru că eu apar la echipă datorită rezultatelor nefavorabile. Și atunci, de la început, trebuie să-mi asum chestia asta și un lot care n-a fost făcut de mine și toate lucrurile și cu toate astea în față să găsim soluțiile cele mai bune pentru rezultatele necesare. Da, Sorin, parcă nici programul, dar de fapt Liga 2 e foarte echilibrată. Mergi pe terenul liderului, echipă care merge ceas în acest moment. O prestație destul de bună a echipei pe care o pregătești. Acum vine Slatina, o altă trupă care arată bine în acest moment. Nici programul nu pare să fie prietenos, dar trebuie să o scoatem la capăt. Absolut, absolut. Ăsta este programul, nu avem de ce să ne plângem de el, pentru că până la urmă ăsta e. Și încă o dată spun, focusul meu personal și încerc să pe toată lumea să-i direcționez în același sens, este să găsim soluții. Putem să stăm să ne lamentăm, putem să ne plângem, vom avea dreptate, poate, dar nu rezolvăm problema. Deci trebuie să fim focusați pe rezolvarea problemelor, că problemele le avem în față, deja le știm. Deci trebuie să găsim soluțiile ca lucrurile să funcționeze foarte bine. Salut, Sorin, Daniel Nazare, sunt te salut. Vreau să te întreb totuși că la finalul acestui campionat, ca să poți să-ți îndeplinești obiectivul, ai nevoie ca 4, 5, 6 echipe să fie sub CSM Focșan. Ce argumente există în momentul de față pentru CSM Focșan ca să fie peste aceste echipe? La momentul ăsta, argumentele noastre este să avem un joc și rezultatele care să ne poziționeze deasupra celorlalți. Am înțeles. Deci pe noi ne interesează rezultatele, încercăm să fim cât mai pragmatici și jocul să aibă calitatea că să ne dea o constanță în rezultatele astea. Și o a doua întrebare, un pic ironică, așa, când o să ajungi tu la o echipă fără probleme cu punctele? Să ne anunci și pe noi că deocamdată ai fost numai la echipe în mare foame de puncte. Vreau și eu să știu, poate că ăsta e challenge-ul meseriei mele, provizoriu sper. Să încerc să mișc lucrurile în direcția asta, să strângă puncte. Da, pare așa de la interesant, ar fi interesant să avem un interviu din nou când sunt în altă situație. Deci ar fi interesant pentru mine. Păi nu, și pentru noi cum e din partea asta. Și pentru noi ar fi interesant. Ar fi, dar pentru noi ar fi interesant la Focșan, echipa să se lupte pentru primele locuri în stagiunea următoare, da. De ce nu? Da, trebuie să facem pas cu pas. Vedem și noi cum sunt lucrurile. Sunt puține situații de echipe care promovează într-un eșalon superior și care să se descurce bine din primele momente. Ultimul exemplu de care mi-aduc aminte e Oțelul Galați, care a avut un sezon foarte bun. Dar fiind în postura Dinamo, după promovare,
a fost destul de dificil și s-a văzut trecerea asta de la o divizie la alta. Ai găsit Sorin Colceac un lot așa demoralizat, nouă cel puțin de afară așa? Nu ne pare că lotul Focșanului ar fi foarte, foarte modest? Sunt de acord, sunt de acord. Sunt, cum spune și noastră, sunt anumite probleme legate de moralul jucătorilor. Există niște probleme... decalaj de, poate de formă sportivă sau de pregătire, pentru că unii au venit mai târziu, s-au integrat mai greu în echipă și așa mai departe. Deci sunt toate lucrurile astea care adunate, poate că din afară par lucruri mici, dar adunate creează problemele pentru care echipa la momentul ăsta nu stă foarte bine în clasament. Cum apreciezi sistemul ăsta competițional? Bănesc că n-ai mai jucat în așa ceva cu doar tur de campionat. Crezi că te avantajează sau nu te avantajează? Am mai jucat, că am fost cu Dinamo Liga a doua. Deci ok, da. Dar pentru CSM Focșani acum, țintarul ăsta care nu e, până la urmă nu-i fer față de nimeni, unii sunt avantajați, unii nu sunt, cum îl vezi așa? Depinde din ce postură e. Dacă vorbești din postura Focșani, din păcate e delicat. E delicat și te pune presiunea asta, dar ca în fiecare meci să tratezi ca o finală, să scoți maximum de puncte. Pentru că altfel timpul te pune în presiunea asta de rezultat. Din păcate așa e. Nu cred că poate fi făcut un sistem competițional care să-i mulțumească pe toți. Vor fi cu plusuri și minusuri. Sunt toate lucrurile astea la mijloc în ceea ce privește nu numai competiția sportivă și tot ceea ce înseamnă în jur media și poate televiziune care caută zona asta de spectacol și atunci se caută formatele astea de campionate care să creeze mai mult spectacol. Dar până la urmă, cu o dată spun, lucrurile sunt așa cum sunt, nu putem să le schimbăm, deci trebuie să găsim soluțiile pentru ele. Da, te-ai întors cu ceva de la Dorinel Munteanu, Sorin Colceac, după amicalul de ieri. Ai discutat cu Dorinel câteva idei, poate că... Am vorbit și impresionant pentru mine, pentru că ai de-a face cu un antrenor care are o viziune clară asupra lucrurilor. Știe exact ce vrea să facă și cum să facă. Iar asta se vede clar în jocul echipei și în orice face. Și n-ai cum să n-ai apreciere pentru un antrenor care reușește să facă dintr-o echipă normală, nu modestă, dar normală, să facă o echipă foarte bună de Liga 1. Ar fi de urmat, Sorin, nu, acest exemplu și la Focșani? Sincer, chiar astăzi am avut antrenament și exact exemplul ăsta l-am dat. Acum rămâne să vedem dacă putem să-l preluăm. Sau ceva din ingredientele oțelului, nu? Absolut, absolut. Deci asta a și fost discuția noastră. Uitați-vă cu cine a jucat și ce lucruri au putut să facă. Asta e direcția în care trebuie să încercăm să ajungem și noi. Da, 3-1 pentru Oțelul. O replică bună, nu, Sorin, acordată și de CSM Focșani. Iar pe de altă parte, jucătorii cu pregătire cei tineri chiar au avut ocazia de a întâlni o echipă în formă, nu la nivel de Superliga. Lucru care ar trebui să se vadă. Absolut, absolut. Asta a fost și scopul jocului, cel puțin din perspectiva noastră, să le dăm posibilitatea să măsoare cu un adversar de calitate, să vadă și să simtă energia unui grup foarte puternic care, datorită acestor lucruri, poate face performanță și care poate, pentru noi, trebuie să fie un exemplu de urmat. E ținta pe care noi încercăm să o facem acum. Iar la nivel individual, bineînțeles, o experiență extraordinară, mai ales pentru cei tineri, să joace împotriva unor jucători cu calitate de Liga 1, să vadă și ei în raportul ăsta și ușor-ușor să capete experiența necesară de care și noi avem nevoie. Și poate cine știe, nu, Sorin, în urma acestei discuții care probabil va fi reluată cu Dorinel Munteanu, unul, doi jucători care nu evoluează pe acolo, poate cine știe, din iarnă vor completa lotul Focșanului. Exact așa, exact așa. Sperăm și noi să creștem nivelul valoric al jucătorilor până la punctul în care să dăm și noi jucători spre Liga 1. Dar deocamdată să stabilizăm echipa să rămână în Liga a doua cu Sorin Colceac pe banca tehnică. Pas cu pas, pase cu pase către victoria care ar trebui să vină în etapa următoare. Mulțumim foarte mult, Sorin. Mulțumesc. Toate cele bune, Sorin Colceac, antrenorul CSM Focșani, echipa care a evoluat ieri cu Oțelul Galații 3-1 pentru Oțelul, printre marcatori și Luca Andronache, băiatul lui Virgiliu Andronache, cel care era la un moment dat pe la CFR și pe la FCSB. Virgiliu, nici nu mai știu de el. De unde mai
activează este cel care Daniel l-a lansat cu siguranță pe Cătălin Cârjan. Da. La Domnești, acum foarte, foarte mulți ani, acolo era o generație foarte, foarte importantă. Iată-l, Luca Andronache este împrumutat de farul băiatului Virgiliu Andronache la Oțelul, el a deschis scorul. Misiune dificilă pentru Sorin Colcean. Da, Focșaniu e o echipă care a revenit în al doilea eșalon. După vreo 20 de ani, dacă nu. După foarte mult timp în care au fost în Liga 3, s-au desființat, au avut diverse denumiri. E foarte greu să vii după 20 de ani și să reușești să implementezi niște lucruri. Au avut un alt antrenor, au adus un alt antrenor. Adică lucrurile nu sunt așezate aici. Focșaniu cred că are principalul ăsta obiectiv, dacă reușește Sorin Colceag să-i mențină, să poată să devină mai stabil, să creeze un anumit nucleu, pentru că sunt jucători care stau duși din toate părțile, nu există, exact cum a spus și Sorin Colceag, i-a dus un antrenor, acum vine un alt antrenor, poate pleacă și Sorin Colceag, vine un alt antrenor care vine cu alte principii. Eu cred că ar trebui lăsat în pace, Sorin a strâns Destul experiență, antrenor secund, antrenor principal. Cred că e nevoie acolo, și indiferent dacă vor retrograda, că poate se va întâmpla lucrul ăsta, să ai această continuitate, cum a fost și cu Maxim, n-a promovat, a mai stat un an, ați văzut rezultatele, s-au văzut mai târziu. Dar să avem și aceiași conducători, să avem și aceiași conducători și aceeași mentalitate. Pare că lucrurile s-au mai schimbat așa în rândul conducătorilor, nu mai sunt de acum 10 ani când schimbau 7 antrenori într-un sezon. Sigur, au mai rămas vreo 2, Adrian Mititelu și Gigi Becali, dar în general să știi că trendul este către stabilitate și este foarte bine. Da, pe de altă parte, Sorin Colcea, care și parte de un program de loc prietenesc, mergi la Cixăreda, o echipă care nu iartă nimic în această ediție de campionat, a fost doar acea remiză în Ghencea, merge foarte bine trupa lui Robert Ilieș, care nu poate vorbi și a făcut implant antrenorul liderului. Vine acum Slatina, o echipă care de asemenea are un parcurs. Și a făcut implant ca ceilalți. Dentar. Dentar, credeam că la parc. Nu, dentar și zilele astea nu prea poate vorbi, că încercam să luăm legătura cu cei de la Cixăreda, liderul competiției. Vine CSM Slatina acum la Focșani, da, un adversar redutabil în acest moment CSM Slatina. Adică spuneam așa, legat de schimbarea de antrenor, nici programul Darien nu prea te ajută, pentru că... Știu, dar n-ai ce să faci, trebuie să joci, să aduni puncte... Și să câștigi, să aduni puncte, pentru că fiecare punct va conta foarte mult, dar trebuie să ai 4-5 echipe mai slabe ca tine. Sorin Colceac se întoarce la Focșeanu, dar și apărat cândva poarta acestei grupări. Dom'le, din punct de vedere al bazei sportive, Focșeanu stă foarte bine. Are teren de antrenament, are toate condițiile necesare. Din câte știu și cred că sunt aproape de adevăr, sunt și acolo ceva probleme financiare, salarii de vreo 2 luni neplătite. Poate că ar conta și asta, știi, la Focșani, acolo unde a plecat Călin Moldovan și iată, a fost instalat Sorin Colceac. Hai să mergem și pe la Chiajna și avem plăcerea de a-l saluta pe... Merge? Da, să-l salutăm pe domnul președinte Cristi Tănase. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua, dumneavoastră! Păi cine deranjăm și noi când lucrurile nu merg la Chiajna? Pe domnul Cristi Tănase! Sper să mă sunați și momente mai bune. Păi, dar noi încercăm, domnule președinte, dar nu vă găsim, nu știu. Nu găsim echipa. Nu vă ajută antrenorii. Nu găsiți momentele bune, dacă le găsim, mă găsiți. Păi nu, momentele bune nu le găsim, din păcate. Iată că, din nou, domnule Tănase, ați fost nevoit să luați o măsură radicală, nu plecarea lui Ilie Poenaru, un tehnician în care ați avut mare încredere. Rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor și, evident, a venit o nouă schimbare de antrenor. Din păcate așa este. Din cauza rezultatelor și a poziției din clasament a trebuit să închidem amiabil acordurile cu cei 4 tehnicieni. Datorită prestației din acest sezon, care a fost mult sub așteptările pe care le-am avut la începutul sezonului competițional. După 11 jocuri oficiale am tras o linie și am ieșit pe minus. Având doar 3 victorii, una obținută la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, mintele 87 și 90 cu 3. Una obținută acasă cu echipa din Câmpul Lung, 1-0. Meci care cel puțin un rezultat de egalitate, era echitabil din punctul meu de vedere. Și încă o victorie acasă muncită cu Metalul Buzău, 1-0. În rest, eșecuri din punctul meu de vedere.
A, se pare, domnule Tănase, din ce auzim și noi, că după această plecare a lui Ilie Poenaru s-ar schimba datele problemei la Concordia. Eu n-aș vrea să cred că în acest moment obiectivul ar fi menținerea în Liga a doua, dar auzim și noi pe alte căi că se încearcă și o restrângere financiară a activității, adică nu s-ar mai bucura toți cei de acolo de această larghețe care a fost până acum, de aceste condiții, cu adevărat demne de o echipă de Liga întâi. Datoria noastră, fiecare n-a fost să asigurăm ceea ce au nevoie jucătorii, staful tehnic pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime și de a face o performanță, ca să spun așa, în aceste sezoane de Liga a doua, adică revenirea în Superliga. Din păcate nu a reușit. Acum, ce să spun, cu strângerea, cu restrângerea cheltuielilor, până la urmă este normal să te repliezi puțin, pentru că în momentul în care prevezi un eventual eșec, noi conducătorii trebuie să avem grijă de bugetul clubului, pentru că nu putem să ne permitem să mai avem niște cheltuieli care nu ne vor ajuta cu nimic. Dar în continuare totuși sperăm, matematic, mai având șanse, sperăm să reintrăm în joc, dar asta o putem observa după următoarele 3-4 jocuri oficiale, pentru că mai sunt 12 partide de disputat, din care noi avem nevoie de cel puțin 7 victorii pentru a reintra în joc. Iar dacă ne vom prezenta de aceeași manieră, nu cred că ne vom atinge obiectivul, din păcate. Dar sperăm în continuare, sperăm să schimbe și jucătorii atitudinea, pentru că nu putem să spunem că este vina staffului tehnic, exclusiv, pentru că și jucătorii au avut ceea ce și-au dorit și ceea ce le-ar fi trebuit pentru a evolua într-un alt mod. Și cu siguranță ne vom îndrepta puțin și către ei în perioada următoare. Care este obiectivul pe care... Da, am înțeles. Care este obiectivul Uliță Dumitru? Care este obiectivul Uliță Dumitru? Să câștige fiecare joc. Am înțeles. Deci n-are un obiectiv... Și să schimbe și cred că va reuși să schimbe exprimarea echipei, cel puțin. Știți cum e? Chiar dacă, Doamne ferește, ai un rezultat negativ, măcar să vezi că echipa are o atitudine, că își dorește, că face efort. Atunci un eventual eșec sau semi-eșec sunt mai ușor de digerat. Aș vrea să vă adresez o întrebare, dar n-are legătură cu Chiajna. Cum vă explicați faptul că există antrenori care performează la prima ligă, dar care la Liga a doua nu reușesc să facă aproape nimic? Da, sunt mulți antrenori în această postură. Cred că nu sunt updatați sau nu sunt pregătiți să facă față Liga a doua, cum poate și echipe care retrogradează din Superliga în Liga a doua, nu reușesc decât foarte greu, și am avut câteva exemple de-a lungul multor ani care au retrogradat și au revenit imediat în sezonul următor. Adaptarea aceasta este foarte dificilă, Liga a doua este total diferită de Superliga din toate punctele de vedere. V-ați gândit vreo... Se joacă tot fotbal, dar într-un fel sau un alt. Alt fotbal, da. Da, domnule Șede, v-ați gândit vreo clipă, eu știu așa, sub îngrijirea domnului Liță Dumitru, să dați echipa cuplului Gabi Tam, așa, Adrian Scarlatache? Ca și tehnicieni? Da, mă gândeam, nu știu. Păi, nu aveam cum să mă gândesc la acest lucru, dar datorită faptului că Gabriel Tamaș este director sportiv, urmează cursurile de director sportiv, și Adrian Scarlatache este team manager echipei. E vorba și de licențe. Da, deci, da. Cum să dau un tir unor șofer cu categoria B. Da, sub, știu eu, grijirea domnului Liță Dumitru, dar continui să cred că echipa dumneavoastră... echipa dumneavoastră... Secundă este Marius Pena, care are licență de antrenor. Da, am văzut asta. Cu siguranță, din punctul meu de vedere, domnule Tănase, și ultima întrebare, și vă mulțumim foarte mult, Concordia rămâne o echipă atractivă și cred că sunt în continuare destui antrenori care ar vrea să pregătească această echipă, ținând cont de aceste condiții, de aceste facilități pe care Concordia le acordă în continuare. Da, Concordia Chiajna rămâne o echipă atractivă, dar se pare că această atracție nu e de bun augur nici pentru stafful tehnic, nici pentru jucători, pentru că această, într-un fel sau în altul, bunăstare, se pare că nu le priește. Și investițiile făcute de-a lungul anilor, din păcate, n-au dat roade.
Vom vedea în perioada următoare, știu eu, echipa sub comanda lui Liță Dumitru, tehnician cu mare, mare experiență. Chiar făceam o paralelă, Liță Dumitru, Mircea Lucescu, la echipa națională noastră, care sunteți acolo în permanență, în preajma echipei naționale. Așteptăm prima prestație, care vine repede, domnule Tănase, cu Steaua, joi după amiază. Până atunci însă vă mulțumim foarte mult și vă dorim să luați de fiecare dată cele mai bune măsuri pentru echipa dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos! Toate cele bune, vă doresc. Da, Cristi Tănase, prietenii, după această intervenție a președintului de la Concordia, facem și noi o scurtă pauză, după care ne întoarcem alături de dumneavoastră. Rămâneți cu noi!